Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Manifest. Alături de mine în studio în această seară se află doamna Daniela Unița Ivașcu, consilier local și președinte PNL Sighet. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Doamna Ivașcu, s-au încheiat și alegerile locale și cele parlamentare. Ce rezultate a obținut PNL Sighet la aceste rezultate și ce rezultate a obținut PNL la nivel național? Da, sigur au fost două runde de alegeri, oarecum de când nu am reușit să ne întâlnim. Într-adevăr au fost alegerile locale și la scurt timp s-a intrat în campania electorală, precampanie, campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Iată două runde de alegeri care s-au desfășurat în condiții grele pentru România, în condițiile de pandemie, după cum știți, cu măsurile de rigoare legate de distanțare socială și oarecum și în ceea ce privește campania electorală, care a fost într-adevăr o campanie electorală atipică, atât la alegerile locale, mai substanțial pot să spun în alegerile parlamentare, când ați văzut și dumneavoastră cazurile erau extrem de numeroase și campania electorală s-a desfășurat mai greu, adică a fost extrem de dificil să ai întâlniri cu electoratul și, în general, campania electorală s-a mutat în mediul online, care a devenit un principal mijloc prin intermediul căreia partidele politice și-au expus oferta electorală și programele politice. Pentru PNL Sighetul Marmației, această campanie electorală nu a fost o campanie ușoară. Într-adevăr, campania de la locale, campania pentru primăria Sighetul Marmației, a fost de asemenea desfășurată în condiții de pandemie și nu a fost o campanie ușoară. În urma acestei campanii electorale, candidatul PSD-ului a reușit să câștige primăria la o diferență extrem de mică, după cum știți dumneavoastră, de 40 și puține voturi, în condițiile în care și participarea la vot a fost redusă. Putem să spunem că în municipiul Sighet primarul a fost ales cu o reprezentativitate foarte mică din populația cu drept de vot, undeva doar vreo 10%, întrucât voturile PNL-ului și voturile PSD-ului obținute în această campanie electorală au fost undeva la 8.000 și puține voturi. Practic, eu ca și reprezentant al Partidului Național Liberal am obținut 3.786 de voturi cu 40 de voturi sub candidatul Partidului Social-Democrat. Însă, în ceea ce privește Consiliul Local, aici probabil s-a văzut sau s-au putut observa alianțele pe care Partidul Social-Democrat a reușit să le facă în campania de la locale, mai exact a reușit să încheie acel protocol de susținere cu UDMR-ul, UDMR-ul neieșind cu un candidat la primăria Sighet și, practic, voturile UDMR-ului în baza acelui protocol PSD-UDMR au revenit candidatului PSD și în aceste condiții, cu un electorat PSD stabil la noi, cu un electorat UDMR extrem de stabil și disciplinat la noi în municipiul Sighetul Marmației, iată că primăria a fost adjudecată de către PSD, dar nu la o diferență atât de mare de voturi. Se știe că la noi electoratul PSD, UDMR, generează undeva în jur de 700-800 de voturi. Totuși, și în aceste condiții, UDMR-ul a obținut doar un singur loc în Consiliul Local, iar configurația Consiliului Local este într-adevăr o configurație interesantă. PNL-ul, neavând un alt protocol în campania electorală cu alte partide politice, pentru că tot ce a însemnat parte dreaptă au preferat să iasă cu candidați proprii și mă refer aici la USR și la PMP, practic s-a încheiat doar alianța între PSD și UDMR, a determinat în Consiliul Local o configurație, după cum spun, interesantă. Noi am reușit să obținem numărul cel mai mare de mandate, avem 7 consilieri locali din 19, PMP-ul a obținut 2 consilieri locali, USR-ul 2 consilieri locali, PSD-ul, iată, i-au revenit doar 5 mandate, aici probabil s-a văzut și acea
alianță pe care au făcut-o cu UDMR-ul, întrucât pe Consiliul Local cele două formațiuni politice au mers separat, UDMR-ul separat, doar candidatul la primărie a fost susținut în persoana reprezentantului PSD și ca atare PSD a obținut doar 5 mandate, iar UDMR-ul o singură poziție de consilier local. Iată că s-a dovedit încă o dată necesitatea unificării oarecum a forțelor de dreapta în ceea ce privește o campanie electorală, pentru că observați dumneavoastră în localitățile, în UAT-urile, în consiliile județene, unde PNL-ul a încheiat alianțe electorale cu USR-ul, acolo candidatul susținut practic a reușit să își concretizeze o victorie clară și dacă ne uităm numai în localitățile vecine, de exemplu la Bistrița Năsăud, unde s-a încheiat această alianță anterioară alegerilor locale, s-a reușit ca de fapt candidatul de dreapta să câștige alegerile. Se pare că este destul de greu într-un UAT cu o populație care are o orientare către partea social-democrată, în măsura în care nu se reușește încheierea unor alianțe politice, este destul de greu și în ciuda unor eforturi substanțiale, iată și de această dată o diferență extrem de mică care putem să spunem că a reușit să ducă la o victorie a PSD-ului în această campanie electorală în ceea ce privește alegerile locale. Privitor la alegerile parlamentare, într-adevăr, rezultatul obținut de PNL Sighet este un rezultat bun, ca de altfel și în alegerile locale și vreau să mulțumesc pe această cale activului nostru de partid, tuturor membrilor, simpatizanților care au reușit să facă această campanie electorală în condiții grele, după cum spun, de pandemie și ușor atipic decât eram noi obișnuiți în restul campaniilor electorale, pentru rezultatul foarte bun obținut și în alegerile parlamentare, în condițiile în care totuși PSD-ul avea un candidat care și-a obținut și mandat de senator din Sighetul Marmației. Se știe că în aceste condiții oarecum intervine și acea afinitate locală față de omul care este din localitate, ceea ce determină sigur ca probabil electoratul să nu se uite atât de mult la partidele politice cât și la reprezentanții acestor partide politice. În aceste condiții, sigur, cu un candidat PSD din Sighetul Marmației, care s-a și adjudecat mandatul de senator, scorul obținut de organizația PNL Sighet, care nu a avut o poziție eligibilă pe aceste alegeri parlamentare, a fost un rezultat foarte bun. Dacă ne uităm, de exemplu, și comparativ cu municipiul Baia Mare, unde PNL a avut pe liste doi reprezentanți din Baia Mare, unul la Senat și unul la Camera Deputaților, care de altfel și-au și confirmat mandatele. PNL Sighet a fost pe un procent asemănător cu PNL Baia Mare, ceea ce înseamnă că avem un activ de partid extrem de mobilizat în campaniile electorale și un lucru extrem de important, avem electorat în Sighetul Marmației care are încredere în programul Partidului Național Liberal, în proiectele Partidului Național Liberal și acest lucru sigur că trebuie conservat și pe termen lung. Ați pierdut alegerile la o diferență foarte mică, alegerile locale. Care este atmosfera acum în PNL Sighet? Îi simțiți aproape pe colegii dumneavoastră? Categoric da, pentru că, în general, acum colegii noștri se gândesc și eu cred că se gândesc obiectiv la modul în care, în mod normal, raportat și la configurația Consiliului Local, poziția de viceprimar al municipiului Sighetul Marmației s-ar cuveni Partidului Național Liberal și acest lucru din două considerente. Unul, pentru că atâta vreme cât sighetenii ne-au creditat cu un vot masiv, oarecum, de încredere în alegerile locale, înseamnă că noi suntem obligați să punem în practică în Consiliul Local proiectele cu care ne-am angajat în fața sighetenilor și pentru care am obținut încredere prin vot, încrederea sighetenilor. Și de aceea noi
vom insista pe această poziție de a obține viceprimarul din partea Partidului Național Liberal, cu atât mai mult cu cât pot să vă spun că imediat după depunerea jurământului, noi am reușit să închegăm o alianță în Consiliul Local, alianța PNL-USR. De altfel, acest lucru funcționează extrem de bine și la nivelul Consiliului Județean, unde noi, câștigând președinția Consiliului Județean cu domnul președinte Ionel Bogdan, una din pozițiile de vicepreședință al Consiliului Județean a revenit PSD-ului. USR-ului. Ca atare, această alianță începe să se cristalizeze la nivelul județului Maramureș, funcționează foarte bine. Este oarecum păcat că nu s-a reușit anterior alegerilor să avem această alianță politică între PNL și USR. Iată că s-a reușit post alegeri. Funcționează bine și la nivelul Consiliului Județean. Să știți că și la nivelul municipiului Sighet, noi cei 7 consilieri PNL împreună cu cei 2 consilieri USR am stabilit o relație extrem de bună de colaborare. Am identificat multe proiecte comune ale USR-ului din campania electorală privitoare la oferta dânșilor electorală față de sigheteni, care se armonizează bine cu proiectele pe care PNL-ul le-a propus, PNL Sighet, le-a propus electoratului sighetean. De aceea, noi în Consiliul Local, repet, imediat după depunerea jurământului, am creat această alianță electorală, PNL-USR, o alianță care funcționează foarte bine și am găsit buni parteneri între noi și reprezentanții USR și Plus, pentru că sunt și Plus, am înțeles că undeva doar anul viitor, în ianuarie-februarie, între USR și Plus va interveni fuziunea și vor avea doar o singură conducere. În momentul de față sunt USR Plus, cei 2 consilieri, și relația noastră de colaborare, relația politică pe care am stabilit-o este una extrem de serioasă, solidă, și suntem determinați ca împreună în acești 4 ani de mandat să promovăm proiectele politice atât ale PNL-ului din campania electorală, cât și ale USR Plus din campania electorală. Deci, teoretic, suntem un grup format din 9 consilieri locali în momentul de față, iar, după cum am spus, configurația Consiliului arată cu cei 2 reprezentanți PMP, 5 PSD, un reprezentant UDMR și 2 Pro-România. Au trecut aproape 3 luni de la alegerile locale și Sighetul Maramureș este în continuare fără viceprimar. De ce s-a ajuns în această situație? Noi am încercat încă de la început să transmitem mesajele noastre privitoare la încheierea unui protocol politic de bună guvernare locală și celorlalți parteneri din Consiliul Local, pentru că, repet încă o dată, în condițiile în care noi deja suntem 9 consilieri din 19 în Consiliul Local, am transmis intențiile noastre de bună colaborare și doar pentru binele locuitorilor municipiului Sighetul Marmației, de a avea un pact de bună guvernare locală cu ceilalți parteneri din Consiliul Local. Pentru că, cu siguranță, proiecte bune, atât ale noastre cât și ale USR Plus, pot să vină în completarea proiectelor politice care au stat la baza campaniei electorale, atât ale PSD-ului, cât și ale PMP-ului și ale Pro-România. Sigur că intenția PSD-ului deocamdată sau intențiile noastre și către PSD nu s-au cristalizat sub nicio formă. Noi ne manifestăm în continuare deschiderea față de bunul mers al orașului. Intenția noastră nu este de a bloca din punct de vedere politico-administrativ dezvoltarea municipiului, ci de a încerca să facem ca ceilalți consilieri locali să conștientizeze faptul că în momentul în care ajungem în Consiliul Local, trebuie să dezbrăcăm oarecum haina politică și să facem administrație. Tot ceea ce ne dorim noi este ca și celelalte partide politice să-și dea seama că proiectele noastre vin în completarea celorlalte proiecte și se poate face o bună colaborare și o bună funcționare a Consiliului Local. Sigur că am reușit și am încheiat oarecum o alianță politică
care a fost contrasemnată și la nivel județean de către președintele Pro-România, doamna Marinca, și președintele PNL Maramureș, actual președinte al Consiliului Județean Ionel Bogdan, și pentru Consiliul Local Sighet. Însă, din nefericire, acest protocol a funcționat până la un moment dat în comisiile de specialitate, nu s-a materializat privitoare la votul pe viceprimar, dar sunt convinsă că acest protocol fiind încheiat județean, până la urma urmei el se va concretiza, asta cu atât mai mult cu cât în general în politică este bine să gândești pe termen lung și este bine că atunci când asumi niște obligații, fie că discutăm de obligații politice în general, să încerci ca aceste lucruri să le faci să fie funcționale. Cu atât mai mult cu cât iată că oarecum jocul PSD-ului în Consiliul Local Sighetul Marmației a reușit să ducă și la acest blocaj. Sigur că... Ce spuneți jocul PSD-ului? Păi sunt convinsă că deocamdată cei care nu doresc ca poziția de viceprimar să revină PNL-ului sunt reprezentanții PSD-ului. Însă eu cred că dacă dânsi ar gândi în profunzime privit și ar dori cu adevărat să facem ca și Consiliul Local să fie funcțional, doar privind în prisma a două argumente, ar putea să înțeleagă că un viceprimar PNL este cel care poate să vină din multe puncte de vedere în tot ceea ce înseamnă sprijin în viitoarele proiecte ale Sighetului. Și de ce spun asta? Pentru că se știe că, în general, orice proiect are nevoie de finanțare. Când nu există finanțare, este greu să transpui în practică proiectele politice cu care te-ai angajat în fața electoratului. În condițiile în care președinția Consiliului Județean i-a revenit PNL-ului, în condițiile în care, după cum observați și dumneavoastră, în aceste zile se cristalizează o guvernare de dreapta, adică sunt convinsă că undeva până de sărbători vom avea un guvern care va fi un guvern de dreapta, un guvern în jurul PNL-ului, un guvern care va cuprinde în această alianță politică USR-ul și UDMR-ul. Este clar că un primar reprezentant al PSD-ului va fi izolat în ceea ce privește sursele de finanțare, pentru că este puțin probabil ca cu o președinție a Consiliului Județean PNL cu un guvern de dreapta, un primar PSD să aibă ușile deschise în ceea ce privește accesarea resurselor pentru municipiul Sighet. De aceea eu cred că în măsura în care și reprezentanții PSD ar gândi că pentru dezvoltarea orașului, raportat și la scorul electoral care s-a obținut în aceste alegeri, este de bun augur și este în sprijinul dezvoltării municipiului un viceprimar reprezentant al Partidului Național Liberal, eu cred că în aceste condiții ar trebui ca ei să gândească, lăsând la o parte toate antagonismele politice sau orgoliile de natură politică, pentru că indiferent că faci parte doarecum din PSD sau din PNL sau din alte formațiuni politice, dacă vrei să gândești o dezvoltare a municipiului Sighet, atunci gândești în perspectiva unor proiecte de dezvoltare, unor proiecte pentru care ai nevoie în special de finanțare. Iar, după cum am spus, președinția Consiliului Județean este PNL într-un parteneriat cu vicepreședintele Consiliului Județean USR Plus, iar guvernul, eu cred că nu există niciun dubiu la ora la care discutăm noi, că nu vom discuta despre o guvernare de dreapta. Și atunci șansa municipiului Sighetul Marmație pentru a avea acces facil la resurse, pentru a avea acces facil pentru a putea obține surse de finanțare, nu este alta decât o bună colaborare între un primar și un viceprimar, gândind, repet încă o dată, nu în perspectiva doctrinei politice, ci pur și simplu gândind administrativ în ceea ce privește dezvoltarea municipiului nostru.
Luând cronologic aceste întâmplări sau încercări de a numi un viceprimar în Sighetul Marmației, în prima ședință în care s-a discutat acest proiect de hotărâre, au existat două propuneri, o propunere din partea PNL-USR dumneavoastră și o propunere a PSD-ului, respectiv a Coaliției pentru Maramureș, care a fost domnul Nicolae Iuga, din partea Pro-România, cu care dumneavoastră sau PNL are un protocol încheiat. Ce s-a întâmplat după această ședință? După această ședință, după cum ați văzut, a fost 9-9, deci practic proiectul nu a îndeplinit condițiile pentru a fi oarecum admis. De câte voturi este nevoie ca să treacă acest proiect de hotărâre? Este nevoie de 10 voturi, pentru că suntem 19 consilieri și este nevoie de 10 voturi, respectiv este vorba de o majoritate a consilierilor în funcție. Deci, indiferent dacă în sală se vor afla 13 consilieri, 14 consilieri, pentru a putea alege viceprimarul, dispozițiile legale prevăd că, în cazul nostru, dintr-un total de 19 consilieri, este nevoie de aceste 10 voturi. Probabil că, la acel moment, reprezentantul Pro-România, după cum ați văzut și dumneavoastră, a explicat că, fiind nominalizat, încearcă să-și joace această șansă. Evident că nu au existat voturile necesare și proiectul, după cum ați observat, nu a reușit să treacă nici de această dată și, cu siguranță, având în vedere încheierea acestui protocol, noi vom purta în continuare discuții cu cele două conduceri județene pentru a verifica dacă termenii și condițiile protocolului nostru politic vor continua și în viitor. În cea de-a doua ședință în care s-a discutat proiectul de hotărâre privind numirea viceprimarului, au existat din nou două propuneri, cea a PNL-ului și a USR-ului și cea din partea PMP-ului de această dată, domnul Filip Ciuc. Ce s-a întâmplat la această ședință? Pentru că nici aici nu a fost numit viceprimarul. Nici aici nu a fost. Tot așa au fost 9 voturi de această dată. De cealaltă parte, după cum observați dumneavoastră, nici cealaltă parte nu reușește să coaguleze o majoritate, pentru că au fost cele 5 voturi ale PSD-ului și 5 consilieri, plus cele 2 voturi ale PMP-ului. Acum, sigur, noi cu PMP-ul nu suntem într-o alianță politică nici la nivel județean. Ați observat cu atât mai mult PMP-ul în momentul de față a ratat și intrarea în Parlament. Deci nu se pune problema ca aceștia să fie la coptați într-o potențială formulă de guvernare. Probabil că, văzând oarecum și configurația politică după alegerile parlamentare, în care PMP-ul și Pro-România nu au intrat în Parlament, rămânând oarecum în afara sferelor de decizie parlamentare și guvernamentale, principalii actori de pe scena politică și în ceea ce privește încercările noastre în Sighetul Marmației de a coagula această majoritate necesară de 10 voturi, vor fi probabil pe această formulă județeană și guvernamentală, formată din PNL, USR și UDMR. Este formula care va asigura stabilitatea și a guvernului și ulterior după instalarea guvernului. Asta nu exclude, sigur, intenția noastră de a avea deschidere față de toți consilierii care sunt în momentul de față în Consiliul Local Sighetul Marmației și, repet, discuția noastră este o discuție axată pe proiecte, pentru că noi, PNL-ul și USR Plus, avem obligație față de electoratul nostru, avem obligație de a ne promova în Consiliul Local proiectele cu care am venit în fața electoratului. Sunt proiecte care și ale noastre necesită surse de finanțare, pentru că nu vor putea fi puse în practică fără resurse financiare. Însă noi, având în vedere și în perspectiva guvernării faptul că
sunt șanse maxime ca guvernul să fie un guvern de dreapta, vom avea posibilitatea să aducem în municipiul nostru surse de finanțare necesare implementării proiectelor. Luăm o scurtă pauză de publicitate și continuăm discuțiile.